Chestia asta o să o zic, e filmată după live, după ce am filmat tot pe GDD, o să vedeți că sunt mai dezinvolt, m-am trezit și eu mai bine. Câteva cuvinte către comunitatea mea, deși am zis-o și pe live, dar mai trebuie să mai zic o dată. Am fost axat ieri pentru o greșeală, pe un clip, am făcut un vlog, puteți să-l vedeți pe canal, și anume am livrat comenzile abonaților. Am fost axat pentru că am pus un titlu mai pompos, și anume fani, am numit fani. Și cine mă cunoaște de peste 6 luni, știți că eu am aproximativ un an de când eu promovez toată treaba asta, nu am fani, ci am urmăritori. În 3 ani de zile de când fac YouTube, am reușit să îmi respect comunitatea, să nu fac clickbait-uri, să nu îmi bat joc de voi și să vă fac să dați click pe acel clip cu orice preț, deși puteam să fac foarte ușor, știți că în vlogul ăla era să fac un accident, mi-a trăiat cineva calea, puteam foarte ușor să zic că aproape am făcut un accident, să truchez o poză cu mașina, un frame și treceam peste. Am considerat că nu meritați treaba asta și pur și simplu, analizând foarte mult YouTube-ul, luând influențele astea de la Dorian Popa, pentru că a fost câteva, bă, că ai zis și tu 3 cuvinte articulate și ești foarte hype. Bă, eu sunt foarte hype de înainte să-l știu pe Dorian Popa, să știți. Dar nu mai contează. Asta îmi place mie să fiu hype. Da, am zis cu, bă, băiatule, de vorba lui Dorian Popa, ca și cum ai luat șarpili și zici că dacă zici într-un cuvânt, dacă, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou PGD de șarpili, gata, bă, îl copiez pe Imogen. Da. Mă rog, oameni care nu au ce să facă. Am luat hotărârea să pun titlul un pic mai pompos. Am zis, bă, nu vreau să fac clickbait. Dar stai un pic, trebuie să clipurile pe care le fac și la care muncesc, vreau să le propulsez și eu cât mai mult, către alt public, către public să vadă. Și am zis, bă, frate, pun fani acolo, dar credeam că deranjez pe nimeni, și omul o să vadă, a livrat la fani. Bă, așa am gândit-o eu, zic, bă, dar cine e ăsta dar are fani el? Și o să dea click și o să vadă acolo și dacă îi place de mine și felul în care eu mă exprim și chestia asta, o să dea un subscribe. A fost pur și simplu o strategie de marketing, să zicem așa. Am încercat să scot ce mai mult din clipul ăla, dar am fost taxat, nu știu, 4-5 oameni mi-au zis pe acolo. Bă, termină-te dracu cu fani cu de-astea. Bine, n-au fost comentarii negative cu înjurături, dar doar bă, fani. Bun, am simțit nevoia să vă zic treaba asta, urmează să înceapă pe GDD-ul, vreau să vă bucurați de el, mulți pupici, fiți atenți acolo. Că v-am mai explicat câteva chestii frumoase. Bă, coina. Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră pe GDD. O serie care vă place și mi-a cerut să fac episod din continuu și mă bucur că vă place. Din nou suntem afară, din nou sunetul de fundal, din nou la edit, multă treabă acolo. Dar ne chinuim pe edit, nu mai contează. Astăzi am revenit cu un videoclip și o să vorbim, o să avem o discuție. Chiar dacă o să por mai mult eu. Astăzi vorbim despre bullying-ul în liceu. Accederea la liceu, cum să te comporți la liceu când ești boboc, clasa 9, niște sfaturi despre liceu, bineînțeles toate astea eu le dau pentru că am trecut până așa ceva și ce m-a ajutat pe mine. Eu recomand să faceți doar ce m-a ajutat pe mine. Și câteodată, gen, nu recomand, ci vă povestesc ce m-a ajutat pe mine. Înainte să începem clipul, nu uitați, apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ești abonat și follow pe Instagram la Jigosul Suprem pentru că sunt activ acolo și vă răspund la toate comentariile cât pot și eu. Pentru cine nu știe ce era PGDD, PGDD este o serie pe care am început-o eu acum ceva timp, primul gând de dimineață. Eu m-am trezit la 10.46, este 10.54, deci n-am foarte, foarte mult timp, am spălat pe ochi, mi-am făcut o cafeluță, am băgat țigara în bot și am luat camera și am zis hai să-i dăm bătaie să filmăm. O să începem cu accederea la liceu. Sunteți foarte mulți puștani care intrați la liceu acum. Astăzi, teoretic, este prima zi de școală pentru voi. Mă adresez în special oamenilor care intră la liceu. Știu că am vorbit și pe live puțin, doar că nu ați fost toți. Clipul ăsta o să rămână pe canal live-ul. Cine știe câți oameni se uită fix la participarea la final acolo. Conacule, intru anual la liceu, ce fac? Dă-mi și mie niște sfaturi. La liceu,
este cu totul, cu totul altă viață față de, de școala generală. În școala generală te și simți ca un copil. Chiar dacă unii sunteți un pic mai maturi, mai dezvoltați, te simți ca un, ca un copil în școala generală și la liceu te simți ca un matur. Ideea în felul următor. Trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă cu cine relaționați, cu cine vă împrieteniți la liceu, mai ales în primele, în primele momente, atunci în primele zile de școală, în prima lună, pentru că majoritatea oamenilor sunt predispusă să-și facă prieteni rapid, să bage cu toată lumea seamă. Vrei, efectul ăla de, efectul de a-ți face prieteni, efectul de a, de a sta în gașcă, nu vrei să stai singur, hai să fim serioși, câți oameni știți, așa, între prietenii voștri care sunt singuratici? Ok, sunt și oameni de genul, da, aparte. Așa că, prima și prima oară veți fi foarte, veți fi predispuși să vă faci, să vă împrieteniți cu oricine. Și ce credeți? Nu sunt, nu toți sunt meniți să vă fie prieteni, nu toți vor să fie prietenii voștri, nu toți vă plac. Deși în față s-ar putea să vă zică că ești fratele meu, să moară familia mea, și vorba aia. Bun, o să dau un exemplu și o să vorbim despre acest exemplu. Eu în perioada liceului, în clasa 9, am fost destul de ok, nu prea m-am băgat în seamă cu toată lumea, vorbeam foarte mult cu băieții, dar 13, eu am prins ultimul an de post-liceală sau nu post-liceală, nu știu cum îi zicea la școala aia. Semi-profesional, habar n-am, nu știu. Ideea e că am prins clasa 13 și ei erau mult, adică gândiți-vă, clasa 12 când deja ești aproape, îți iei viața în mână, mai încă un an. Și nu relaționam foarte mult cu clasele de boboci, îi știam, dar nu relaționam foarte mult. Eram omul care îmi plăcea să mă dau un spectacol, să fac oamenii să râdă și atunci și măscărit și de-astea. Și mă băgam în seamă cu ei, m-am împrietenit cu câțiva, bineînțeles, alții mă luau de sus, alții mă luau de la egal la egal. Deși sunt și eu om, erau la fel ca mine, n-aveau nimic mai bun ca mine. Da. Și am ajuns în clasa 10 în care m-am împrietenit cu cine îmi trebuia. Cu cine îmi trebuia, adică cu o persoană cu alte orientări sexuale. Mediul în care, nu știu, felul în care am crescut, mediul în care am crescut, m-a învățat să nu fac diferențe între oameni. Pur și simplu. Fiecare își alege ce vrea să facă pentru viața lui, fiecare e... Toți suntem oameni, să zicem așa. Și chestia asta m-a făcut să iau câteva decizii proaste în viața mea. Adică fără să mă gândesc prea mult. Băi, poate omul ăla e dăunător, poate nu e dăunător. Mă rog, eu vă dau doar exemplu exact ce am pățit eu. Și m-am prietenit cu un băiat care era gay. Care îmi plăcea și băieții. Îi plăceau. Și bineînțeles că eu n-am avut nicio problemă. Bine, n-am știut la început. Apoi mi s-a zis, dar toată lumea voia doar ca eu să mă cer cu acel băiat, să nu mai vorbesc cu el. Și eu bineînțeles că, fiind tovarășul meu, atunci mă împrietenisem cu el, nu puteam să, bă, stai un pic așa, da, du-te bă tu, că ți-e plac și băieții și fetele, du-te bă tu de aici, că mie e nou. Că uite. Și n-am făcut treaba asta și am zis, bă frate, pe mine mă interesează ce orientare ai tu, ești prietenul meu. El foarte, hai bă, mulțumesc, bun, da. Nu s-a aștepta, pentru că fusese îndepărtat de mulți oameni. Mi-a dăunat faptul ăsta, în a 10-a mi-a dăunat tot liceu. Adică a 11-a și a 12-a, eu am fost pur și simplu catalogat un gay, pentru că umblam cu ei, cu el. Bineînțeles, cel fiind o persoană toxică, la un moment dat ce put vorbea de mine, a scos niște vorbe, cum că și eu aș fi gay și chestiile astea.
Dar, ideea principală e că eu nu am analizat situația. Eu nu am analizat situația per total și pe el ca om. Tocmai de aia vă zic, trebuie să e un proverb. Spunem cu cine umbli ca să spun cine ești. Așa și tu acum, dacă tu intri la liceu și o să umbli, uite, hai să vorbim pentru fete, da? Fetele, sunteți cea mai sensibilă categorie. Dacă tu intri la liceu și tu umbli cu fetele alea de-a 12-a, de-a 11-a, care știi că sunt mahalagioace, care știi că să vorbesc despre ele, că hau-hau, care chiulez foarte mult, care fac multe chestii nasoale, cum vrei tu să te considere lumea? Să zic că ia uite-o bă și pe X-ulina, da, ea umblă cu ea, dar nu, ea e altfel. Ea este altfel. Nu este altfel. O să te facă și pe tine cum le-am făcut și pe ele, chiar dacă tu ești cu minții, că tu vrei doar să ai prieteni, tu vrei doar să relaționezi, tu vrei să te integrezi în ceva. Bun. Când ajungeți la liceu, când intrați la liceu, vă rog frumos, nu chiuliți. Cea mai importantă chestie, o să aveți timp, frate, dacă vreți să chiuliți în a 10-a, 11-a, 12-a. Prima părere pe care și-o fac oamenii, adică respectiv profesori, director, bodyguard, alți colegi despre tine, în a 9-a, aia va rămâne pe tot liceu. E extrem de greu, aproape imposibil să o schimbi. Și vă dau un exemplu. Dacă eu în a 10-a am chiulit, am avut vreo 356 de absențe, că făceam eu o caterincă, aveam o caterincă, am reușit un an calendaristic să-l fac. Băi, deci eu am avut absențele astea. În a 11-a și a 12-a am încercat să mă schimb, în a 11-a de fapt. Am zis, bă, stai un pic, nu vreau așa, uite, pățisem și treaba aia la liceu, am pus să mă dedic puțin școlii, hai să mă schimb. Nu mai puteam să mai schimb părerea oamenilor pe care o aveau deja, pentru că ei și-au întipărit ceva despre mine. E foarte greu, e foarte ușor să faci o părere proastă și e foarte greu să schimbi acea părere proastă într-una bună. Știu că sunteți mulți care vreți să vă luați viața în piept, să munciți astea. Băi, e timp. E timp. Deci stați la școală, mai aveți 4 ani de zile. Băi, 4 ani. Mai aveți 40-50 de ani mai după ăștia 4 ani în care să munciți, în care să vă... Nu știu ce aveți voi, că vreți să fiți pe cont propriu, să... Alma! În care vreți să fiți pe cont propriu, să... Nu știu. E timp și pentru asta. Știu că vi se pare că timpul nu vă ajută. Dar e timp, credeți-mă. O să vă zic câteva chestii care probabil n-o să fie pe placul tuturor. O să fiți implicați în scandaluri. E aproape 90%. Eu din tot liceu, cred că doi colegi din, nu știu ce, 20 ceva, pe toată perioada liceului, n-au fost implicați în ceva. Cred că doi. Bully de la altă clasă, bully din clasă, cu alte licee, glume proaste, etc. Veți fi provocați, veți fi abuzați, se vor lua de voi, se va vorbi de voi. Cel mai bine și cel mai bun sfat pe care îl pot da eu, care a mers la mine, e să ignorați, dar ignorați complet. Ignorați complet tot ceea ce se întâmplă negativ în jurul vostru. O să vă dau și un exemplu. Eram clasa 12-a, cred, 11 sau 12-a, exact, nu știu. Și trecuse fazele astea cu băiatul ăsta, pentru că v-am zis, mi-a marcat-o liceu. Și la un moment dat eu m-am certat cu el. Omul ce a făcut? Pentru că știa că eu nu mai vreau să mai vorbesc cu el sau am certat cu el ce făcusem atunci. S-a dus și am brăligat câțiva oameni, mai șmecher. Doi boxieri. E o diferență între un om și care a făcut și 3 luni de zile, care știe să dea cu pumnul ca lumea. Și mine, care eu n-aveam treabă, eu eram dansator și am făcut fotbal. Dar ce vă? Mă duceam în crampoane la școală? Nu. E, fratele vostru s-a dus într-o zi la liceu. Dimineața.
Am ajuns la liceu, am intrat pe curtea, în curtea liceului, am ajuns la intrarea elevilor și când se intră în liceu, au venit doi băieți de la altă clasă, de aceea seamă cu mine. Când s-au apropiat de mine, m-au înjurat și mi-a dat direct bucata. Adică, ștachii. Bă, n-am căzut, că n-am dat să cad. Mi-a dat gen să mă înjosească. Era lumea în liceu, fumau, dai seama, valvă. Deja și-au făcut treaba, adică m-au făcut de râs. Alma, stai cu minte. Stai cu minte, Doamne, e singurul câine care l-am văzut să alerge muște, frate. Bine, și extrem de muște, multe muște pe aici, pe afară. Că filmez eu și musca trage la căcat. Bun. Au venit, mi-au luat ștache. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Știi? Și am zis, bă, stai un pic, ce ți-am făcut de... ai dat în mine? Băga mea și făcea mea și în tine, că de când vorbești tu de mine, că de când mă înjuri tu pe mine. Și zis, ce-am făcut? Că uite cum ai înjurat, că ce... Pe așa, atunci am avut moment, zic, a, ok, știam că sunt prieteni, erau chiar colegi de clasă respectiv, cu băiatul respectiv, și zic, da, mi-am dat seama imediat. Vorbise, mă îmbrăligase. Mi-a zis, bă, frate, uite, eu nu am vorbit de tine. Dacă vrei să mă bați, mă poți bate, dar eu nu am vorbit de tine și nu aș avea de ce să vorbesc de tine. Dacă vreau să zic ceva, ți-o zic în față, dar nici nu vreau să știu cine ești. Bine, știam cine e, vorba bine. Bineînțeles, am ridicat ochii la etajul 1, la clasa mea, ieșise el la geam și mi-a făcut o remarcă de aia foarte frumoasă. Ți-am zis eu, mă, bip, 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 că ți-o fac, na. Și am brâligat pe acei băieți ca să dea în mine, să se certe cu mine, să se bată cu mine. E, de ce am dat eu exemplul ăsta? E mai bine să evitați bătaia, chiar dacă vi se pare dur. Stai, mă, ăla vine și dă mine, să mai bine să plângă măsa decât să plângă mama. De ce lasă mă bani la cele mai șmecheri, da karma, da viața asta? Nu. Bă, învățați, învățați să luați, să duceți, pentru că o să vă loviți în viață de pierderea persoanelor dragi, de dezamăgiri, de dezamăgiri în dragoste, în viață, în orice. Trebuie să vă învățați să luați, să vă creați o carapace. Și bătaia și violența nu aduce la nimic dacă el vine. Alma! Ești de acolo! Dacă el vine și dă în tine și tu ripostezi, bineînțeles că sunt și momente în care nu ai ce să faci decât să ripostezi, când probabil na, sunt unele situații. În marea majoritatea cazurilor nu este nevoie de ripostă și tocmai de aia vă zic, nu vă încăierați. Și nu știu, și dacă vă bateți în liceu, de exemplu, dacă ripostezi, veți fi luați la director. Veți trage ponoasele amândoi. Așa, dacă tu n-ai ripostat și veți fi totul luat de la director și sau consiliu sau orice, tu nu ai ripostat cu nimic, tu nu ai nimic, tu nu pierzi. Se poate scăde media la purtare, se poate, nu știu, iar profesorii își fac o părere proastă despre tine. Deci chestia astea chiar sunt reale, da? Și nu ajută la nimic. Acum, aș da, nu știu, m-aș adresa și cumva oamenilor care fac treaba asta. Băi, puilor, bombardierilor, șmecherilor. Ce ești tu mai bun ca X dacă îi dai o palmă, un pumn sau îl înjosești? De ce vrei tu să fii bombardier? De ce vrei tu să suferi de tine? Pentru ce? Cu ce ești tu mai bun ca el? Că ți-ai ales tu masculinitatea ta? Vrei să fii mascul alfa tu? Nu ești cu nimic, ba chiar te înjosești când faci treburile astea. Când pățiți așa ceva, compătimiți băieți și fete, compătimiți și compătimiți-le. Pentru că ei când fac treaba asta, nu fac treaba asta ca să vă arate vouă că sunt mai șmecheri doar. Nu. Ei nu sunt fericiți. Și dacă fac treaba asta la liceu, de multe ori ei nu sunt fericiți acasă. Credeți-mă. Nu sunt fericiți acasă deloc. Sunt abuzați de părinți sau nu au parte de dragostea lor și așa reacționează ei. Liceu. Liceu înseamnă maturitate. Maturitatea înseamnă băiețeală, gagicăreală, machiaj la fete, alt fel de îmbrăcăminte, știți voi, crașuri, iubiri secrete. Nu. Și de ce nu? Pentru că e timp în viață pentru asta.
Dacă ați înțelege că ar trebui să vă dedicați, bă, și eu la fel acum eu vorbesc, te-ai găsit tu să vorbești, mă. Eu am fost un om și care, sunt un om care nu prea țin cont de sfaturi și nu am ținut, într-adevăr. Dar m-am schimbat pe parcurs și am ajuns să le dau dreptate. Mă, dintre voi, nu știu câți oameni o să uite la treaba asta, nu știu câți sunteți și pe premieră, bă, măcar unu. Dacă ai înțelege treaba ce ți-o zic, sunt fericit din toate punctele de vedere. Ideea e că avem o firea noastră omenească, e să greșim extrem de mult și să nu ținem cont de părerea altora, să ne credem noi el jefe, de bă, viața mea, fac ce vreau cu ea, las că știu eu mai bine ce fac. Sfaturile au și ele rolul lor. Depinde și cum le primești și în ce context le primești. Legat de gagicăreală, bă, se poate crea conflicte. Se pot crea conflicte extrem de ușor din cauza gagicilor, iubiților, fetele cu băieții și astea. Plus că dacă sunt un pic mai răsăriți așa băieții, dai seama că o să atace acolo unde e mai dur, adică sex. Asta vor băieții, asta e șmecheria. Și dacă tu ca fată ai făcut sex cu un băiat, te-ai dus. Deci grijă mare. Nu vă faceți relații așa, că nu se trimite. Bă, primul gagic și ultimul gagic nu e la liceu. O să aveți timp. Dedicați-vă un pic timp liceului. Ai intrat la liceu, ai auzit ce ți-a zis conacul. Bam, a mers. Felicitări, bravo, ai ajuns la 12. Ești a 12-a, tată. Ce fac conacul în a 12-a? Păi bă, în a 12-a e timpul să stai la ore. E timpul să stai la ore. Chiar dacă nu înțelegi prea multe chestii, dar nu din al doilea semestru, tată, de când a început a 12. Știu că vi se pare o prostie, știu că examenul ăla vi se pare și mai mare prostie, ceea ce zic eu poate de două ori mai mare ca prostie, dar vă trebuie bacul. Eu nu l-am luat și îmi trebuia. Și m-am lovit de câteva chestii, de câteva momente în viață, după liceu, în care mi-a trebuit bac. Atunci eram... Ce-mi trebuie mie? No. Bacul e pentru... Ăștia, așa, eu reușesc și fără bac. Bă, oricum termin liceu. Atunci e cea mai bună perioadă în care poți lua bacul foarte ușor, pentru că totul e cald, toată informația intră rapid. Înveți totul, dacă a trecut și un an, dacă a trecut peste tine și începi să dai el. Să nu mai faci, că dacă mai faci, ești nebună. E o fată și un băiat care se plimbă cu trotinetele. Cea mai frumoasă perioadă a vieții, unde n-avem griji, unde suntem noi. A 12-a. E momentul în care trebuie să stați la ore. Chiar dacă nu înțelegeți foarte multe chestii, dacă vă doriți puțin, o să asimilați informații foarte, foarte rapid. Și asta vă ajută. Bacul ăla. Și dacă l-a luat cu 5 și 6, da, cât trebuie să iei la bac, tot e bun. Îți trebuie bacul. Chiar dacă e o prostie, chiar dacă sistemul de învățământ, cum a zis și el, e fucked up, îți trebuie. E bun, trebuie să-l ai. Ok? Sfaturi după, nu am ce să dau. Nu vorbesc de după liceu. Vorbesc doar de perioada liceului. Iar... cam asta a fost. Asta îmi doresc de la voi. Stați la școală, nu vă împrieteniți cu oricine, analizați bine oamenii, prima impresie,
persistă și o să aibă omul un gând foarte mult timp despre tine. Ai grijă ce impresie dai. Ai grijă cu cine umbli. Spune cu cine umbli ca să zic cine ești. Grijă mare la gagici, grijă mare la la băieți, la fete, gen amândoi. Aveți grijă mare. Bully-ul, lăsați-l, că o să fie dintotdeauna. Nu există, frate. Dacă exista, bully-ul e ca terorismul, să zicem. Da, adică o să existe întotdeauna. Întotdeauna o să existe unul care vrea să dea mai șmecher și să te privească de sus și na. Nu ai ce să faci. Chiar nu ai ce să faci. Vă urez un început de liceu, școală, facultate, adună când începe facultatea, extrem de bun. Îmi doresc să înțelegeți ceea ce vă zic, să aplicați când puteți, să vă descurcați, să aveți rezultate extrem de bune și să vă bucurați de perioada asta, pentru că durează foarte puțin. Foarte, foarte bun. Nici nu știe, așa trece. Eu am fost printre mulți, mulți oameni care o să vedeți în comentarii aici, care de-abia aștept să termin liceul ca să fac eu ce? Să fac căcatul praf, ca să mă duc eu la liceu, la școală, la muncă. Să mă duc eu la muncă, să muncesc pe 15 milioane, 20 de milioane, că așa, asta e viața, să plătesc facturi, să rămân cu 3 milioane pe lună. No. Respectați-vă părinții, pentru că ei vă vor binele. Ei vă țin în liceu, ei v-au ținut în școală. Bine, mai sunt și unii care au vorba aia cu, eu te-am făcut de te omor. Da, da, tot din drag o zice. Nu vă grăbiți. E cea mai frumoasă perioadă din viața voastră și trebuie să profitați acum la maxim din ea. În continuare, în seria asta de PGDD vorbesc doar despre ce vreți voi. În rubrica de comentarii lăsați-mi orice idee, orice subiect despre care vreți să vorbim. Pe ecran o să aveți ultimele episoade din PGDD. Sper că v-a plăcut, sper să vă ajute, vă urez mult succes la toți și un început fulminant. Eu am fost fratele Conacu, dacă n-ai dat like, e momentul să o faci, subscribe dacă nu ești abonat, follow pe Instagram, că acolo sunt activ zi de zi. Vă pup cu drag!